Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! În timp ce toată planeta e cu ochii pe invazia rusească din Ucraina, mai sunt și politicieni care se preocupă de ce e cu adevărat important în viețile noastre. La București, de pildă, unde un grup de parlamentari AUR și PSD au inițiat un proiect de lege prin care se interzice să se bage chipuri în cap. Este vorba de pedepse pentru accesarea sau manipularea activității neuronale. Dacă n-ați auzit, precum și citez, și ăla altul dinainte tot citat era, precum și citez, orice intervenție asupra conexiunilor neuronale sau intruziune la nivelul creierului într-un mod invaziv sau neinvaziv în lipsa consimțământului scris. Pentru mine e prea dimineața. Băi, deci e un proiect de lege. Deci dacă ești de acord în scris să se lucreze asupra conexiunilor neuronale, e bine. Dacă nu ești de acord în scris, nu e ilegal. Asta spune acest proiect de lege. Sigur, acum cea mai cunoscută intervenție asupra conexiunilor neuronale este a profesorului la școală. Uh-huh. Că se face, prin ce spune, se fac noi conexiuni. Și în felul ăsta, Luca nu e prea convins. Nu știu, merită o lege care să-i mai stăvilească un pic. Da. Deci cred că inițiatorii proiectului nu par să fie experimentat prea mult astfel de noi conexiuni neuronale. Cine s-a gândit la asta? La școală. Păi, uite asta, cine s-a gândit? S-au gândit așa. Printre inițiatori, Madame Șoșoacă, George Simion, generalul în rezervă Mircea Chelaru și alți pacienți, alți parlamentari de la AUR și PSD. Ce se aude ceva? Nu știu ce neva se aude. Proiectul pedepsește și folosirea... Cred că se transformă, au loc conexiunile la... Da. Dar n-am dat nimic în scris, adică... Proiectul pedepsește și folosirea de dispozitive pentru creier. Adică se pedepsește, citez, orice intruziune la nivelul creierului prin utilizarea neurotehnologiei a unei interfețe creier-computer sau oricărui alt sistem sau dispozitiv. De asemenea, se pedepsește și deținerea. Deci este, adică și dacă și deții dispozitivul, așa, dacă îl folosești, dar și deci deținerea și folosirea. Vorbesc serios, asta e. Ca la droguri cu deținere, da, și... Exact, exact. Deci citez, deținerea unui, citez, dispozitiv al cărui scop este accesarea sau manipularea activității neuronale. Băi, mi se pare că unii nu se plictisesc niciodată. 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 Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.